mie la bunica de la Mășcaș. Bunica cu bunicul făceau căpciță. Faci o legătură sus prima dată, mai sus. Tare greu s-o cosit pentru că iarba deja era mare și a început a se culca la pământ. Și m-am rugat de cineva să vină cu tractorul. Și cu tractorul printre pomi tare mult a călcat-o în timp ce el o mărg și s-o întors și tătovinit. Dar e bine că de nu... Aveam eu să mă chinui mai mult. Zic că ce faci tu? Hai, ia de lângă mine că eu mă duc încolo. Pornici! Copiii trebuie să învețe să fie cât mai structurați. O stau și o observ pe Sofia că e foarte haotică. Nu se ia dintr-un capăt și continuă până ajunge în celălalt capăt. Ea începe într-un capăt, se mută la mijloc, mai merge, mai trage un pic acolo, mai trage un pic încoace. Și asta ei învață acum... cum să fie mai structurați, mai calculați. Putem spune că dau numai cu grebla, dar de fapt fac mult mai mult de atât. Să-l punem noi grămadă, să facem un bod. Nu-și bod, nu știu ce. Căpiți. Și căptiți, și ce-i? Aici ai greblat tu? Am. Nu ai greblat foarte bine aici. Anul trecut nu știam ce pere face ăsta. Uite ce pere, destul de mare. Dar l-am mai văzut, o mai făcut odată. Anul trecut, nu, dar cu 2 ani. Nu, nu, tare mare, dar din alea foarte, foarte, nu pișcă, te se face gura pungă. Nu lasă cum vedea. Te strânge gura. Îți mai degrabă pentru pălincă. Câtă pălincă faci tu? No, hai, dragule, că astăzi nu ne-a mers totul conform planului făcut de acasă. La noi în sat în care locuim, avem un vecin care, ci că e renumit, că el făcea furcituri în sat. Dar la mine, la bunica de la Mășcaș, bunica cu bunicul făceau căpciță. Așa că e prima furcitură pe care suntem nevoiți să o facem după 13 ani de locuit la țară. Haideți să vedem dacă ne iese. Pentru că până amuni am tărugat de unul și de altul și deși suntem la căsuța din Cătun și ne-ar fi de mare ajutor să avem baloți pe care să-i putem sui în remorcă sau pe o căruță și să-i ducem, nu poate veni nimeni la balotat și atunci ne apucăm noi de treabă. O să facem un căptiț și l-om duce de aici când om putea. Ori o aduce caprele la el, o vedea.
Parul ăsta e bătut în pământ de anul trecut. Și că nu mai pierdem vremea cu el amul. Așa, mai cu emoții, mai cu grijă ne tot uităm că bine a fi, da? Bine a fi, vedea. Îți vedea că până la urmă n-am pățit să nu ne iasă oarece în viața asta încă. Cu toate ne-am descurcat. Doar minte în cap avem. Tot socotim. Tot așezăm. Sofia, hai dinapoi a mea cu grebla și te duci, strângi corda după mine. Dar nu facem căpcheți. Dragul meu, nu mai facem, strângi acolo să fie strâns într-un loc. Că ia, tati vine și ia, uite așa, bucăți mari și se duce cu ele. Și noi trebuie să tot strângem de dedesubt. Nu mai trânti așa, te rog frumos, grebla, că se rup colții, da? Dar cum? Că nu... Ce faci, iubire? Nu greblează. Greblează. Mai ierte. Aici? Oricum. Important e să fie strâns la oaltă. Băi, ești apă. Fii atent care-i treaba, Victor. Pune-ți pălăria în cap. Hai să ne mișcăm mai cu talent. Te sui pe ăsta și îl calci. Te ții de lemnul ăla. Vezi că este o ciotă acolo, da? Ai văzut-o? Ce? Să nu calci pe ea. Ciota aia mai mică. Am văzut-o. Fii atent, Victor. Calci cu grijă, tăgea roata, acolo pe mijloc, și după aia te îndepărtezi un pic. Nu faci distracție să sari așa să mi-l rupi, că după ce, dacă îl rupi aici o bucată, greu să mai leagă de o altă. Hai, gata? Schimbă-te pe lângă el roată, cu grijă, mai aproape de far. Așa. Nu te depătezi mai mult de atâta. Du-te roată. Și apoi stai acolo, că eu mai vin cu furcă de frunze, da? Bravo! Ești bine acolo? Cocostârcule, unde te-ai urcat? Pe par. Vezi că vine tati să nu-ți bagi aia acolo. Mai trebuie să stai aici. Poți să stai în partea alaltă. De acolo poți să stai jos. Nu, eu vin. Dar poți să te dai și jos, că te punem noi înapoi. Eu te vin cu o tură. Și după ce l-ai pui după toate astea. Și tu le calci cu grijă. Prima dată pe mijloc, dar încă nu. Suntem cam la jumatea lucrării. La jumatea. Și Victor e sus pe fârcitură. Am avansat un pic. Cum îți place acolo sus, Victor? Bine. Ce ai pățit? Mata că furișe, da. Aștept să, ia. Aștept să mi se pună pe mână. Și pleznești așa, ai? Nu, că îți drupesc. Bunii Angi.
În grădină dă cu soluții pe afide, la fasole. Afine. Afide. Zgâzele alea care cresc pe frunze. A, da. Fetele s-au așezat la umbră un pic obosit. Ce faceți, fetele? Ne așezăm la umbră, că am obosit. Și Victor, bietul, stă acolo sinistrat, că nu mai lasă de aia jos, că greul mai sui. Deja are 2 metri și ceva înălțime. Și ce, mă arunce așa? Ui! Nu, că e greu. Nu, eu mă dau jos. Nu te da, stai acolo. Mere să vedem ce zic fetele. Să vedem dacă mai au chef de strâns fân sau nu. Că mâine plouă. Fetele! Mai lucrăm astăzi? Mai lucrăm. Dar deocamdată stăm și ne numărăm bășicile. Bășicile? Bășicile, da. Stau eu liniștit aici și zice Sofia, mami, dar ce ai pe mână acolo? Unde, Sofia? M-am zgâriat. Nu acolo, zice, aici. Ce se face acolo? O bășică mare, uite. O bășicuță. Lasă-ți-o strâng. Nu, că și după aia am zis, stai să vezi, Sofia, că mai am și aici, și aici, și aici. Deci la toate... Trebuie antrenament ca să nu ai și la mine mă doare. Și mi-am dat seama că de mult n-am mai avut bășici în bani. Bășici. Bășici, să spun la noi. Da, nu la voi tot ce să spun altfel. Păi nu, obișnuiește-te că trăiești la noi. Nu tot vorbi în alte limbi, ce e aia beșică. Nu trăiesc la voi, trăiesc la mine. Eu fac regulile aici, eu schimb lexiconul și vocabularul limbii române. Da, da. Bihorenii, multe, multe au schimbat în lumea asta. Nu. Pute! Ce ne mai povestești? Păi... Putem spune că am cam ajuns la capătul puterilor, dar mai avem mult. Mai avem vreo 30%, 40% din fân. E mult. Nu e mult. Și mai e acasă încă atâta. Dar acum mai bine, că s-o mai răcorit și mai bate vântul. Și ne punem pe treabă iară. Numai tare, tare, tare frustrant că a rămas multă iarbă necosită. Și atunci e foarte greu să o grebe. Da? Și cum ziceam, e frustrant. E greu la greblă. Să tot încurcă grebla, vinții de la greblă, în minunea aceea de iarbă necosută. Eu mă bucur că fiul tău ăsta știe ce are de făcut. Da. Uite, tati, mi-a făcut pai. Hai să mergem înapoi. Nici nu mai știu încotro să dau. Sofia, ce mai inventezi acum? Hai, 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 hai la greblă, hai. Dă, în ce parte vrei tu? Nu mai știu cum să țin grebla asta, să nu mai adâncez mai tare bășicile. Să nu te muște. Probabil că e o idee rea că am dat eu cu baiți pe ea. Nu. E fină, nu? Nu ești tu obișnuită cu coada de la greblă. Da, ești mare doamnă, nu mă faci brânzeturi și vinzi brânzeturi și... Tati, mă pot da jos! Nu te pot da jos, că viu amu cu fân! Și cineva te... Și cineva te să-l calce! Îl calc eu! Tu nu poți să-l calci, că pe tine nu te pot arunca acolo sus. Victor! Morc! Hai, stai acolo, că-s curios cât... Îs curios cât de sus urcă fârcitura, bine? Uite cât urcă, îți arăt eu. Atâta. Acolo vei fi tu cu picioarele? Da, bine. No, hai că vedem. Merem, Sofie? Da, hai să merem acasă. Da, 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 merem acasă. Rămâi, merem noi și rămâi toți să ghezi până, nu? Nu. Hai, du-te. Hai, hai. Hai că ia mamă ta s-a început. În fășori să margă pe lângă par. Și să turce pe lângă par i-a șenit. Cam atâta, da? Ai înțeles? Că
Că după aia, după ce a urcat atâta, aici mai jos, ca la sacul de cereale, îl legi cu asta. Ăla-ți în mijlocul. Ia, stai așa să-l dau eu ăsta două. Bun, dar nu foarte sus, deci cam atâta să fie de la fân el. Știi? Nu. Hai mai jos, acum. Hei, uite de la mine. Uită-te cu picioarele aici. Așa. Și acum împachetează-l cât e strâns acolo. Poți să-l lași și mai jos un pic. Da, păi dă-mi ața. Poți să-l lași mai jos un pic. Crezi că e bine așa? Îi faci o legătură acolo sus? Știu cum. Un vârf de mai multe ori. Așa. Și strâns. Faci o legătură sus prima dată, mai sus. Nu era mai bine către tine să fie nodul, să vezi cât e de strâns. Întoarce-l, văd cum da, face... Da, am făcut și în partea asta și fac și în partea asta. Ah, ok. Așteaptă. După copilul ăsta l-a învățat astăzi să facă fârcituri, data viitoare el le face. Ba nu. Acum leagă mai sus, Victor. Leagă sus, chiar la sus, la atâta distanță. Bine, dar mai trebuie să-mi dai una, că acum trebuie să fac mai jos. Nu, acolo nu trebuie mai jos, ca să nu se adune apa acolo jos. Nu trebuie acolo jos, sus trebuie, să nu cumva să se bage pe lângă par. A, așa. Învârte acolo de mai multe ori. Ca păi tati trage de el să se întindă și nu mai trebuie altundeva. Aici facem o invenție care numai la Bihor se facea. Aici în Maramureș nu a văzut încă nimeni de-aia. A venit, n-a făcut cazul. Și cine a văzut, tă la Bihoreni a fi văzute. Așa, no. La tati, noi așa se făceau aici să mă cuciturile, de nu se punea așa ceva. Nu lasă că ce cine m-a vedea a putea să zică, băi, chiar că mi-ai dat o idee bună. Gata? Ai făcut un plus fain acolo? Da. Îți mai dau o ață să legi? Da, mai dăm. No, hai că da. Și apoi ești gata, da? Da. E, tu ești ca tată, tu atâta vrei să legi să fie bine, să fie. No. Mami, trebuia un pic mai lung ațele să curgă un pic. Da, bine, am un videre cu tine. Așa e cazul de... Pune-te-n fân. Dar nu, că pică fânul. Nu pică, nu pică nimic. Așa e, mă puneam și eu direct pe fân, după n-aibă. Îi dăm un picior la mine. Să vedem, amu, cât o sună legăturile tale. Oh! Ia vezi cum e pe jos, pe pământ. Și? Bravo, Vic! Șmecheria care te-am învățat-o, cum e? Fii atent! Stăm așa cu spatele. Zicem, nu am îngătat și ne întoarcem, da? Da. 2, 3 și... Mamă, da! Cum arată? Pentru prima fârcitură eu zic că e foarte bine, Victor. Noi doi, și cu mama ta pe lângă noi, și cu sora ta, și cu bunica ta, uite ce fain noi și... No, acum fă-mi o poză. Ia, uite, lângă... aici trebuie să tragi un pic mai jos. Aici trebuie? Bine, Victor.
Nu-i bine, uită-te cum arată acolo sus. Hai, fă-ne poză. Tai, 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 tai.